Salut, eu sunt Mihai Lupu, medic dermatolog în București. Da, am făcut încă un video despre mituri în acnee. Am făcut asta pentru că e sezon de acnee și pentru că am constatat că încă mai sunt persoane la care n-au ajuns informațiile corecte. Ciudat! Rămâi cu mine până la final ca să afli ce recomandări de produse dermatocosmetice am eu pentru cei care se confruntă cu acnee. Primul mit este că acnea apare de la murdărie și deci trebuie să te speli foarte des pe față. Curățarea feței e importantă pentru tratamentul și prevenția acnei, dar tot ce-i mult s-ar putea să-ți facă rău. Supracurățarea nu doar că nu are cum să-ți vindece acneea, ci o să-ți usuce tenul și pielea ta o să răspundă cel mai probabil printr-o hipersecreție de sebum, adică și mai mult ulei pe piele. Îți dorești tu asta? Ca alternativă, spală-te pe față de două ori pe zi, dimineață și seara, cu un gel de curățare blând, sebo-regulator, special conceput pentru pielea cu tendință acneică, așa cum e Blemish Control de la CeraVe. spală fața cu mâinile și folosește apă călduță. Ai auzit sigur că dacă pui pastă de din pe se usucă repede și scap de el. Nu e tocmai așa. Pasta de dinți și alte lucruri pe care le mai ai tu prin casă n-au fost făcute să le aplici pe față. Florul care se găsește în majoritatea pastelor de dinți poate chiar culmea să-ți agraveze acnea. Ca alternativă folosește un produs care conține acid salicilic, glicolic și lactic, cum e gelul cu AHA și BHA de la CeraVe. Folosit zilnic deblochează porii, îmbunătățește textura tenului per total, hidratează și reface bariera de protecție a pielii pentru care și ceramide și acid hialuronic. Din a treia zi încolo, tenul tău va fi vizibil mai luminos și mai puțin încărcat. Ah, celebru spar de coșuri. Cu toții știm că dacă spargi un coș, trece mai repede. Doar că știm greșit. Dacă ai acneie, orice îi face, nu-ți sparge coșurile. Prin spargere îți traumatizezi pielea și împrăștii tot ce e în coșul ăla, în straturile profunde ale pielii. Așa și Păi așa agravezi inflamația și înrăutățești problema făcând acneea mai vizibilă decât era înainte de spart coșuri. Spartul coșurilor e și cauza principală pentru cicatricile postacneice, care sunt foarte inestetice și dificil de tratat. Sunt opacoste pentru noi dermatologii. Dacă totuși ai deja semne cicatrici postacneice, o variantă eficientă de tratament pentru acasă e un produs cu retinol eu îți recomand serumul antisemne cu retinol de la CeraVe pentru că retinolul microncapsulat e blând cu pielea și în același timp este eficient pe semnele postacneice. Folosește-l seara și nu uita să aplici SPF minim 30 pe timpul zilei pe toată perioada tratamentului. Ai văzut că am tot vorbit de blemiș control? Gama asta de la CeraVe e dezvoltată special pentru cei cu tenul predispus la acnee și acoperă toate nevoile lor. Curățare blândă, dar profundă, exfoliere cu dezobstruare de pori, uniformizarea texturii pielii, hidratare și ameliorarea semnelor postacneice. Dar să nu uităm și de refacerea barierei naturale de protecție, pentru că la cei cu acnee această barieră suferă. Dacă tot ce ai făcut până acum a fost să te speli pe față des și să spargi coșuri, atunci cred că meriți să începi o rutină antiacne adevărată. Succes!